Ileana Sânziana, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat. Acel împărat mare și puternic bătuse pe toți împărații de prin prejurul lui și supusese, încât își întinsese hotarele împărăției sale pe unde a înțărcat dracul copiii. Și toți împărații cei bătuți erau îndatorați ai da câte un fiu de-ai săi ca să-i slujească câte 10 ani. La marginea împărăției lui mai era un alt împărat, care, cât a fost tânăr, nu se lăsase să-l bată. Când dădea câte un pârjol asupra țării sale, el se făcea luntre și punte și își scăpa țara de nevoie. Iar după ce ajunse la bătrânețe, se supusese și el împăratului celui mare și tare, fiindcă n-avea încotro. El nu știa cum să facă, cum să dreagă, ca să împlinească voia acelui împărat de a-i trimite pe unul din fiii săi ca să-i slujească, fiindcă n-avea băieți, ci numai 3 fete. Dintre acestea, el sta pe gânduri. Grija lui cea mare era ca să nu creasă acel împărat că el este zăcaș și se îndărătnicește a-i trimite vreun fiu din care pricină să vină să ia împărăția, iar el cu fetele lui să moară în ticăloșie, în sărăcie și cu rușine. Văzând fetele pe tată său tot supărat, se luaseră și ele de gânduri și nu știau ce voie să-i facă ca să-l mai înveselească. Dacă văzură și văzură că nimic nu este pe plac, fata cea mai mare își luă inima în dinți și îl întrebă într-o zi la masă că de ce este supărat. „Au, purtarea noastră nu-ți place?" îi zise ea. „Au, supușii măriei tale sunt răi și arțăgoși de-ți pricinuiesc atâta mâhnire. Spune-ne și nouă, tată, cine este vipera aceea care nu-ți dă pace și ți-o trăvește bătrânețele? Și ne făgăduim chiar a ne jertfi dacă aceasta va putea să-ți aline oarecum mâhnirile. Căci numai tu, tată, ești mângâierea noastră, după cum prea bine știi. Iar noi niciodată n-am ieșit din cuvântul tău. De asta așa este. N-am mă plânge de nimic. Nu mi-ați încălcat porunca niciodată. Dar voi, dragele mele, nu puteți să-mi alinați durerea care îmi pătrunde sufletul. Voi sunteți fete și numai un băiat m-ar scoate din nevoia în care mă aflu. Eu nu înțeleg de ce ascunzi de noi izvorul mâhnirilor tale, tată. Spune că eu, iată, sunt gata, am dat viața pentru tine. Ce să știți voi face, dragele mele? De când sunteți pe lumea asta albă, voi ați umblat cu furca, cu acul, cu războiul, știți toarce, coase, țese. Numai un viteaz mă poate mântui, care să știe să răsucească buzduganul, să mânuiască sabia cu virtute și să călărească ca un zmeu paraleu. Oricum, tată, spune-ne și nouă că doar nu s-o face gaură în cer dacă vom ști și noi ce lucru te amărăște. Dacă văzu împăratul că lântețesc fetele cu rugăciunile, zise: iată, copilele mele, de ce sunt tot trist. Voi știți că nimeni nu s-a putut atinge de împărăția mea cât am fost tânăr, fără să-și capete alageaua și fără să se ducă rușinat de unde a venit. Acum pârdalnicele de bătrâneți mi-au secat toată virtutea. Brațul meu e slăbănogit, nu mai poate să învârtească paloșul de să se cutremure vrăjmașul. Șoimuleanul meu, pentru care pe aci paci era să-mi pierzi viața până l-am dobândit, am bătrânit și el. Este un răpciugos, abia aș târâi și el viața de azi pe mâine. Altădată,
Abia mă arătam înaintea vrăjmașului și să te ții pârlio, îi sfâriau călcâiele dinaintea feții mele. Dar azi, ce să vă mai spui? Voi știți că m-am supus celui mai mare și mai tare împărat de pe fața pământului? Însă la dânsul este obiceiul ca toți supuși împărăției să-i trimită câte un fiu, să-i slujească 10 ani și eu vă am numai pe voi. Mă duc eu, tată, zise fata cea mare, și mă voi sili din toate puterile mele să te mulțumesc. Mă tem să nu te întorci fără nicio ispravă. Cine știe ce încurcătură vei face pe acolo de să nu-i mai dea nimeni de căpătâi cât hăul? Tot ce știu, tată, și mă făgăduiesc, este că nu te-ai dat de rușine. Dacă e așa, pregătește-te și te du. Când auzi fata că tată să îi dă voie să meargă, nu mai putea de bucurie. Punea la cale tot pentru drum și se întorcea numai într-un călcâi când poruncea și așeza lucrurile de călătorie. Își alese calul cel mai de frunte din grajdurile împăratului, hainele cele mai mândre și mai bogate și merinde ca să ajungă un an de zile. După ce tată s-o văzu gata de plecare, îi dăte povețele părintești de cum să se poarte, cum să facă ca să nu se descopere că e fată. O învăță tot ce trebuia să știe un viteaz care merge la o așa slujbă înaltă și cum să se ferească de bârfeli și crevetiri ca să nu fie urâtă și nebăgată în seamă de ceilalți fii de împărat. Apoi îi zise: „Pasă cu Dumnezeu, fica mea, și adu-ți aminte de învățăturile mele.” Fata ieși din curte ca fulgerul. Nu mai ținea pământul de bucurie. Într-o clipă nu se mai văzu. Și dacă n-ar fi stat mai încolo să-și aștepte boierii și carele cu merinde, acestea s-ar fi pierdut, fiindcă nu puteau să se țină după dânsa. Împăratul ieși pe de altă parte înainte, mai la marginea împărăției, fără să știe ea. Așeză îndată un pod de aramă, se făcu un lup și se ascunse sub un pod. Când era să treacă fiica-sa, deodată ieși de sub acel pod cu dinții rânjiți și clănțănind de te lua groasă. Se uita drept la dânsa cu niște ochi care străluceau ca două făclii și se repezi la ea ca să o sfâșie. Fata, care înghețase sângele în ea de frică, își pierdu cumpătul și, dacă calul nu făcea o săritură la o parte, lupul înfigea ghearele întrânsa. Ea o luă la sănătoasa înapoi. Tatăl său, care se întorsese înaintea ei, ieși să o întâmpine și îi zise: „Nu-ți spuneam eu, fata mea, că nu toate muștele fac miere.” „Așa este, tată, dar eu n-am știut că, ducându-mă să slujesc un împărat, am să mă lupt și cu fiare sălbatice și turbate.” „Dacă este așa,” zise împăratul, „șezi acasă dezvezi de fuse și mosoare și Dumnezeu să aibă milă de mine ca să nu mă lase a muri rușinat.” Nu trecu mult și se ceru și fata cea mijlocie să se ducă și dânsa și se lega că ea își va pune toate puterile cum să-și sfârșească cu bine slujba ce lua asupra-și. După multe rugăciuni și văgăduieli, se înduplecă tată său și o lăsă și pe dânsa să se ducă. Dar răpăți și ea ca sorusă cea mare și, întâmpinând-o tată său, când se întorcea, îi zise: „Ei, fata mea, nu ți-am spus eu că nu se mănâncă tot ce zboară?” „Adevărat este, tată, așa mi-ai zis, dar prea era grozav acel lup, unde deschisese o gură de să mă împuce dintr-o dată și unde se uita cu niște ochi din care parcă ieșeau niște săgeți de mă săgetau la inimă.” „Șezi acasă, dar,” îi răspunse împăratul, „de vezi de coada măturei și de zarzavaturile de la bucătărie.”
mai trecut ce mai trecut și iată că și fata cea mică zise tatălui său într-o zi când ședeau la masă: Tată, lasă-mă și pe mine să fac o cercare. Lasă-mă, rogu-te, să mă duc și eu să-mi încerc norocul. Deoarece surorile tale cele mai mari n-au putut-o scoate la căpătâi, mă mir cum îți mai vine să vorbești de tine, care nu știi nici cum se mănâncă mămăligă. Și se cerca în tot felul să-i taie pofta de plecare, dar în zadar. Pentru dragostea ta, tată, mai zise ea, voi face pe dracul în patru numai să-i zbutesc. Însă dacă Dumnezeu îmi va sta împotrivă, mă voi întoarce iarăși la tine și fără să mă rușinez. Se mai împotrivi tată sau se mai codi, dar fie s-al birui cu rugăciunile. La urmă de tot, zise împăratul, dacă e așa, iată, îți dau și ție voie, să vedem ce precopseală ai să-mi faci. Ce aș mai râde să te văz întorcându-te cu nasul în jos? Vei râde, tată, cum ai râs și de surorile mele, fără cu toate astea să le scază cinstea. Fata împăratului, dacă văzu că tată său îi dă de voie, se gândi mai întâi pe care din boierii cei bătrâni să ia de povățuitor. Și până una alta i-aș aduse aminte de vitejiile tatălui său din tinerețe și de calul său. Se duse deci la grajd ca să-și aleagă și ea un cal. Se uită la unul, se uită la altul, se uită la toți caii din grajduri și de niciunul nu i se aprindea ochii, deși erau armăsarii și caii cei mai buni din toată împărăția. În cele mai de pe urmă, dete și peste calul tatălui său din tinerețe, răpciugos, bubos și zăcând pe coaste. Cum îl văzu, se uită la el cu milă și parcă nu se îndura să se depărteze de dânsul. Calul, dacă văzu așa, îi zise: se vede că pentru iubirea ce ai către împăratul, stăpână, te uiți așa galeș la mine. Ce pui de voinic era în tinerețele lui! Multe izbânzi am mai făcut noi amândoi, dar de când am bătrânit, nici pe mine n-a mai încălecat altul. Și dacă mă vezi așa de jigărit, este că n-are cine să mă hrănească ca el. Astăzi, uite, de m-ar îngriji cineva cum să-mi priască mie, în 10 zile m-aș face de nu m-aș da pe 10 ca de al de dăștia. Atunci fata zise: și cum trebuie să te îngrijească? Să mă spele în toate zilele cu apă neîncepută, să-mi dea orzul fiert în lapte dulce ca să-l pot roade și pe fiecare zi o baniță de jăratec. Când aș ști că-mi vei fi de ajutor să sfârșesc ce am pus de gând, mai că aș face așa precum zici tu. Stăpână, zise calul, fă cercarea asta și nu te vei căi. Se vede treaba că calul era năzdrăvan. Fata împăratului îngriji de cal în tocmai precum îi zisese el. În a 10-a zi, unde se scutură odată calul și se făcu frumos, gras ca un pepene și sprinten ca o căprioară. Apoi, uitându-se vesel la fata împăratului, zise: să-ți dea Dumnezeu noroc și izbândă, stăpâna mea, că m-ai îngrijit și m-ai făcut să mai fiu odată în lume cum doream. Spune-mi tu care este păsul tău și poruncește-mi ce trebuie să fac. Eu voi să merg la împăratul cel mare și tare, vecinul nostru, ca să-i slujesc și îmi trebuie pe cineva care să mă povățuiască. Spune-mi, pe care dintre boieri să aleg? Dacă vei merge cu mine, habar să n-ai. Nu-ți trebuie pe nimeni, te voi sluji cum am slujit și pe tată tău, numai să mă asculți. Dacă este așa, de azi în 3 zile plecăm. Și chiar acum, dacă poruncești, îi răspunse calul. Fata împăratului, cum auzi aceasta, puse toate cele la cale pentru drum. Își lua niște haine curate, dar fără podoabe,
Nițele merinde și ceva bani de cheltuială, încălecă calul și, venind înaintea tatălui său, îi zise: „Rămâi cu Dumnezeu, tată, și să te găsesc sănătos.” „Cale bună, fata mea,” îi zise tatăl său, „toate ca toate, numai povețele ce ți-am dat să nu le uiți niciodată. Și la orice nevoie mintea ta să fie pironită la Dumnezeu, de unde ne vine tot binele și tot ajutorul.” După ce se făgădui că așa va face, fata porni. Ca și la celelalte fete, tatăl său dete pe de altă parte și ieși înainte, așeză iarăși podul de aramă și o așteptă acolo. Pe drum, calul spuse fetei cu ce tertipuri umblă tatăl său să încerce bărbăția și o povățui ce să facă ca să scape cu față curată. Ajungând la pod, unde se năpusti asupra ei un lup cu niște ochi turburați și zgâiți de băga fiori în oase, cu o gură mare și cu o limbă ca de dihanie turbată, cu colții rânjiți și clănțănind, te pare că nu mâncase de o lună de zile. Și când se înfigă ghearele sale cele sfâșietoare, fata dete călcâie calului și unde se răpezi asupra lupului cu paloșul în mână de să-l facă mici fărâmi și, dacă nu se da în lături lupul, în două îl făcea cu paloșul. Căci ea nu glumea, fiindcă își pusese credință în Dumnezeu și dorea ca, vrând nevrând, să împlinească slujba ce și-o luase asupra-i. Ea a trecut podul mândră ca un voinic. Tatăl său se miră de vitejia ei și, dând pe de altă parte, ieși mult înaintea ei, așeză un pod de argint, se făcu un leu și acolo o așteptă. Calul spuse fetei peste ce o să dea și o învăță cum să facă să scape și de asta ispită. Când ajunse fata la podul de argint, unde ieși leul înainte cu gura căscată de să o umbuce cu cal cu tot, cu niște colți ca cei de fildeș și cu niște gheare ca secerile, și răgnea de se cutremurau cotrii și câmpiile vuiau de slua auzul, numai uitându-se cineva la capul lui cel cât banița și la coama aia ce sta ridicată în sus și zbârlită, ar fi înghețat de frică. Dar fata împăratului, îmbărbătată de cal, se năpusti odată întrânsul cu sabia goală în mână, încă dacă nu fugea leul sub pod, în patru-l făcea. Atunci trecu podul, mulțumind lui Dumnezeu și neștiind ce o să mai aștept. Fata împăratului, care nu ieșise din casă de când o făcuse măsa, se mira și sta în loc uimită văzând frumusețile câmpului. Acei venea să descalece ca să adune cât un mănunchi de flori din mulțimea aia ce acoperea văile și dealurile, flori de care nu mai văzuse ea. Acei venea să se dea la umbră sub câte un copac înalt și stufos, în care miile de păsări cântau fel de fel de cântece, așa de duioase, de erau în stare să te adoarmă. Și acei în urmă că să se ducă la câte un șipo de apă limpede, ca lacrima, ce izvora din câte un colț de piatră din coastele dealurilor. Susurul acestor izvoare o făcea să se uite galeși la ele și plăcea să le vază scurgerea lor cea șerpuită, ce aluneca pe pământ, înconjurată de mulțimea de floricele și verdeață de primăvară. Dar la toate astea, calul o îmbărbăta și Daghes să meargă înainte și să-și caute de drum. El îi spunea că voinicii nu se uită la deal de astea, decât după ce duc trebile la capăt bun. Și mai spuse că are să mai dea de o cursă pe care i-o întindea tată său și o și învăța cum să facă să iasă și de asta dată biruitoare. Fata asculta cu toate urechile și făcu precum învăță calul, fiindcă văzuia că toate învățăturile lui îi ies îndebine și din cuvântul lui nu se abătea.
tată-său, ca și de la rând, dete pe de altă parte și ieși înainte, așeză un pod de aur, se făcu un balaur mare cu 12 capete și se ascunse sub acel pod. Când fu ca să treacă fata pe acolo, unde ieși înainte balaurul plesnind din coadă și încolăcindu-se, din gurile lui ieșea văpaie de foc și limbile jucau ca niște săgeți arzătoare. Cum îl văzu fata că este așa de grozav, niște răcori o apucară și îi se făcu părul măciucă de frică. Calul, dacă simți că fata se pierde cu firea, o îmbărbătă iarăși și aduse aminte ce o învățase să facă. Iar fata împăratului, după ce mai prinse nițică inimă, strânse frâul calului cu mâna stângă, îi dete călcâie și, cu paloșul în dreapta, se repezi asupra acelui balaur. Un ceas ținu lupta. Calul o potrivea cum să vină tot cam la o parte ca să-i reteze vreun cap. Dar vrăjmașul se păzea și el destul de bine. În cele mai de pe urmă, izbuti fata să rănească pe balaur. Atunci, dându-se el de 3 ori peste cap, se făcu om. Fetei nu-i venea să creadă ochilor când văzu pe tată său înaintea ei. Iar el, luând-o în brațe și sărutând-o pe frunte, îi zise: "Văz că tu ești voinică, fata mea. Și bine ai făcut de ți-ai luat calul ăsta, căci fără dânsul te-ai fi întors și tu ca și surorile tale. Am bună nădejde să-i sprăvești cu bine slujba cu care te-ai însărcinat de bunăvoie. Numai adu-ți aminte de povețile mele și să nu ieși din cuvântul calului ce ți-ai ales. Să ne vedem sănătoși." "Să te auză Dumnezeu, tată," îi răspunse fata, "și să te găsesc sănătos." Apoi, sărutând mâna tatălui său, se despărțiră. După ce merse cale lungă, depărtată, ajunse la niște munți mari și înalți. Între munți întâlni 2 zmei ce se luptau de 9 ani și nu puteau să se dovedească unul pe altul. Lupta era pe moarte și pe viață. Cum o văzură ei, crezând că este un voinic, unul îi zise: "Fă-t frumos, fă-t frumos, vino de taie pe ăsta dușman al meu, că ți-o-i cădea și eu vreodată bun la ceva." Iar celălalt îi zise și el: "Fă-t frumos, fă-t frumos, vino de mă scapă pe mine de idiotul ăsta de vrăjmaș și-ți voi da un telegar fără splină care se numește Galben de Soare." Fata întrebă pe cal pe care din amândoi să scape, iar calul îi zise să scape pe cel ce-i făgăduise să-i dea pe Galben de Soare, că este un cal mai harnic decât dânsul, fiindu-i frate mai tânăr. Atunci, unde se repezi fata la zmeul celălalt cu paloșul și dintr-o lovitură îl făcu în 2 bucăți. Smeul, dacă se văzu scăpat, îmbrățișă pe mântuitorul său și îi mulțumi, apoi merseră acasă la dânsul ca să dea lui Făt Frumos pe Galben de Soare, după cum se făgăduise. Muma zmeului nu mai putea de bucurie când văzu pe fiul său teafăr și nu mai știa ce să facă ca să mulțumească lui Făt Frumos că-i scăpase copilul de la moarte. Fata împăratului arătă dorința ce are de a se odihni de ostenelea drumului ce făcuse. Îi dară o cămară și o lăsară singură. Ea, prefăcându-se că voiește să îngrijească de cal, îl întrebă dacă are să îi se întâmple ceva. Și calul îi spuse ce are să facă. Muma zmeului pricepu că aici la mijloc se joacă vreo drăcie. I-a spuse fiului său că voinicul ce-l scăpase de primejdie trebuie să fie fată și că o asemenea fată vitează ar fi numai bună să o ia el de soție. Fiul său zicea că odată cu capul nu putea el crede una ca asta, fiindcă nu se putea ca o mână femeiască să răsucească palul și-l așa de bine cum făcea Făt Frumos. Atunci muma zmeului zise că are să facă cercetare. Pentru aceasta, puse seara la capătul fiecăruia dintre ei câte un mănunchi de flori,
la care se vor veșteji florile, acela este bărbat, și la care va rămânea verzi, este femeie. Fata împăratului, după povața calului, s-a sculat peste noapte cam despre ziua, când somnul este mai dulce, și pâș, 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 în vârful degetelor, intră în cămara zmeului, îi puse mănunchiul său de flori, luă pe-al lui și punându-l la capătul patului său, se culcă și dormi dusă. Dimineața, cum se sculă zmeoaica, se duse într-un suflet la fiul său și văzu florile veștete. După ce se sculă și fata împăratului, merse și la dânsa și, văzând că și ale ei se veștejiseră, tot nu crezu că este voinic. Ea zicea fiului său că nu se putea să fie bărbat, fiindcă vorba-i curgea din gură ca mierea. Boiul era așa de gingaș, încât îți venea să o bei într-o bărdăcuță de apă. Perișorul subțire și pufos îi cădea pe umeri în unde, fața i-a repe vinoncoace, ochii ăia mari, frumoși și vioi de te bagă în boale, mânușița aia micuță și piciorușul ca de sână. Și în sfârșit totul nu putea să fie decât fată, măcar că se ascundea sub țoalele cele voinicești. Apoi hotărâră să mai facă o încercare. După ce își dară bună dimineața, după obicei, zmeul luă pe fată și merseră în grădină. Aici zmeul îi arătă toate felurile de flori ce avea și o îmbia și pe dânsa să le miroasă. Fata împăratului și-a aduse aminte de povețile calului și, cunoscând viclenia, zise că am răstit că de ce l-a adus în grădină de dimineață ca pe o femeie să-i laude florile cu niște vorbe seci, pe când ar fi trebuit să meargă mai întâi la grajduri să vadă cum se îngrijește pe acolo de cai. Auzind acestea, zmeul spuse măsei, dar ea nici acum nu putea să creadă că este băiat. În cele mai de pe urmă, zmeoaica se vorbi cu fiul său să mai facă încă o încercare. Zise fiului său să ducă pe făt frumos în cămara cu armele, să-l îmbie să-și aleagă ceva de acolo și, de va alege vreo armă din cele împodobite cu nestemate, să știe că de bună seamă că e fată. După prânz, zmeul duse pe făt frumos în cămara cu armele. Aici erau rânduite cu meșteșug tot felul de arme, unele împodobite cu nestemate, altele numai așa, fără podoabe. Fata împăratului, după ce se uită și cercetă mai toate armele, își alese o sabie cam ruginită, dar cu fierul ce se încovoia de se făcea covrig. Apoi spuse zmeului și mamei sale că a doua zi vrea să plece. Când auzi muma zmeului ce fel de armă și-alese, se da de ceasul morții că nu putea descoperi adevărul. Ea spuse fiului său că, deși pare că este băiat după apucăturile lui, dar este fată și încă de cele mai prefăcute. Dacă văzu că n-are încotro, merseră la grajd și deteră pe galben de soare. Și după ce își luă rămas bun, fata împăratului își cătă de drum. Însă, pe cale fiind și silind să ajungă, calul zise fetei: stăpână, până acum m-ai ascultat la orice ți-am zis și toate ți-au mers bine. Ascultă-mă și de asta dată și nu vei da greș. Eu sunt bătrân de aici înainte și mie să nu te poticnesc. Ia pe fratele meu galben de soare și fă călătoria mai departe cu el. Încrede-te lui cum te-ai încrezut în mine și nu te vei căi. El este mult mai tânăr decât mine și mai sprinten și te va învăța ca și mine ce să faci la vreme de nevoie. Este adevărat că am izbutit ori de câte ori te-am ascultat și dacă n-aș ști cât ai fost de credincios tatălui meu, de asta dată nu te-aș asculta. Mă voi încrede însă fratelui tău ca și ție, după ce îmi va dovedi că îmi vrea binele. Încrede-te, stăpână, zise galben de soare, căci voi fi mândru să încalece pe mine o vitează ca tine și apoi mă voi sili ca să nu simți lipsa fratelui meu, fiindcă voi să-l scutesc și pe dânsul sărmanul.
că e bătrân, de necazurile și primejdiile călătoriei ce vrei să faci. Pentru că trebuie să știi, peste multe nevoi ai să dai și multe primejdii ai să întâlnești. Dar cu vrerea lui Dumnezeu și de mă vei asculta, pe toate ai să le biruiești și să le scoți la capăt bun. Fata împăratului încălecă apoi pe galben de soare și se despărți de calul ei, lăcrimând. Merseră, cale lungă, depărtată, când fata împăratului zări o cosiță de aur. Opri calul și îl întrebă dacă este bine să o ia, ori să o lase locului. Calul îi răspunse, de o vei lua, te vei căi, de nu o vei lua, iarăși te vei căi, dar mai bine este să o iei. Fata o luă, o băgă în sân și plecă înainte. Trecură dealuri, trecură munți și văi, lăsară în urmă păduri dese și verzi, câmpii cu flori de care nu mai văzuse fata, izvoare cu ape limpezi și reci, și ajunseră la curtea împăratului celui mare și tare. Ceilalți fii de împărați care slujeau acolo îi ieșiră înainte și o întâmpinară. Ei nu se puteau dezlipi de dânsa, căci și vorba-i și fața-i îi erau cu lipici. A doua zi se înfățișă la împăratul și spuse pentru ce a venit. Împăratul nu mai putea de bucurie că-i sosise așa voinic, chipe și drăgălaș. Îi plăceau prea mult răspunsurile ce primea la întrebările lui. Se vedea cât de colo că vorbea cu înțelepciune și supunere. Văzând împăratul un tânăr așa de cuminte, prinse dragoste de el și îl luă pe lângă dânsul. Fata de împărat nu se putu împrieteni cu toți ceilalți fii de împărați, fiindcă cei mai mulți erau năzuroși, tembeli și deșucheați. Iar ei prinseseră pismă pe dânsa pentru aceasta și pentru că văzuse că împăratul o lua numai în nume de bine, îi purtau sâmbetele. Într-una din zile, ea își găti bucate singură și ședea la masă când doi din ceilalți fii de împărat veniră să o vază. Șezură deci cu toții și mâncară. Atât de mult plăcură acestor fii de împărat bucatele, încât își lingeau și degetele când mâncau. O lăudară pentru meșteșugul de a face bucate și ziseră că de când sunt ei nu mai mâncaseră așa bucate bune. Cum se întâlnire aceștia cu ceilalți fii de împărați, le spuseră că au fost la masă la fiul de împărat venit de curând, că au mâncat cum nici împăratul nu mănâncă și că bucatele au fost gătite de dânsul. Atunci toți fiii de împărat se legară de dânsa să le gătească ea într-o zi bucatele. Și iată că tocmai în ziua aceea bucătarii curții se îmbătaseră sau nu știu ce făcuseră, că nici focul nu era făcut pe vatră. Și așa, rugată fiind cu stăruință, se apucă și ea de găti niște bucate înfricoșate. Când le duse la masă la împăratul, acesta nu se putea sătura mâncând. Chemă dară pe bucătar și dete poruncă ca tot astfel de bucate să-i gătească și spuse cine a gătit în ziua aceea. Împăratul rămase pe gânduri. Apoi veniră și ceilalți fii de împărați și spuse împăratului că fiul împăratului de curând venit s-ar fi lăudat la un chef ce au făcut cu toții că știe unde este Ileana Sânziana, cosiță de aur, câmpul înversește, florile înflorește și că are o cosiță din cosița ei. Cum auzi împăratul aceasta, porni să-l cheme și îndată îi zise, tu ai știut de Ileana Sânziana și mie nu mi-ai spus nimic, măcar că ți-am arătat dragoste și te-am cinstit mai mult decât pe ceilalți. După ce ceru și văzu cosița de păr, îi zise, poruncă împărătească să știi că ai, să-mi aduci pe stăpâna acestei cosițe, căci de nu, unde-ți stau tălpile, îți va sta și capul. Biata fată de împărat! Se cercă să zică și ea ceva, dar împăratul îi tăie cuvântul. Apoi se duse de spuse carului cele ce se întâmplară.
Calul îi spuse: Nu te speria, stăpână. Astă noapte chiar frate meu mi-a adus răspuns că pe stăpâna Cosiței a furat-o un zmeu, că ea nu voiește nici în ruptul capului să-l iubească până ce nu-i va aduce hergelia ei de iepe și că zmeul își bate capul cum să-i împlinească dorința. Ea este acum în smârcurile mărilor. Du-te la împăratul și cere să-ți dea 20 de corăbii și ia marfă de cea mai frumoasă de pune în trânsele. Fata de împărat nu așteptă să-i zică de două ori și se duse drept la împăratul. Să trăiești, luminate împărate, și să-ți fie fața cinstită. Am venit să spun că slujba cu care m-ai însărcinat o voi împlini eu dacă îmi vei da 20 de corăbii și bani ca să cumpăr marfa cea mai frumoasă și mai scumpă ca să pun în trânsele. Să se facă așa precum zici tu, numai să-mi aduci pe Ileana Sânziana, îi răspunse împăratul. Cum se gătiră corăbile, le încărcară cu marfă și fata de împărat împreună cu Galben de Soare intră în cea mai frumoasă și plecară. Nici vânturi, nici valurile mării nu putură să le stea împotrivă și după o călătorie de câteva săptămâni ajunseră la smârcurile mărilor. Acolo stătură. Fata împăratului și cu Galben de Soare ieșiră la uscat și umblau pe țărmuri. Însă când ieșiră, luară din corabie o pereche de conduri cusuți numai cu fir și împodobiți cu pietre nestemate. Tot umblând pe aici, zăriră niște palaturi care se învârteau după soare și o luară într-acolo. În cale se întâlniră cu trei roabe de ale zmeului, care păzeau pe Ileana Sânziana. Cum văzură ele condurii, li se scurgeau ochii după dânsii, iar fata împăratului le spuse că este un neguțător care a rătăcit drumul pe mare. Întorcându-se, roabele spuseră doamnei lor ce văzuseră, iar ea zărise de pe fereastră pe neguțător. De cum îl ochii, începu să-i tâcâie inima, fără să știe de ce. Și era bună bucuroasă de a putea să scape de zmeu, mai cu seamă că nu era atunci acolo, fiindcă îl trimisese ca să-i aducă hergelia ei cu iepele. După ce ascultă cele ce-i spuse roabele, se duse la necuțător, care aștepta la poartă, ca să vază și ea condurii. Dar după ce auzi de la neguțător că are în corabie marfă și mai scumpă și mai frumoasă, se înduplecă de rugăciunile neguțătorului și pofti să meargă să-i vază marfa. Ajungând la corabie și tot alegând la marfă, nu băgase de seamă că lopătarii depărtaseră corabia de la uscat și, dând Dumnezeu un vânt bun, corăbile mergeau ca săgeata. Când se pomeni în mijlocul mării, Ileana Sânziana se prefăcu că-i pare rău și prinse a certa pe neguțător că o înșelase. Dar în sufletul ei ruga pe Dumnezeu să-l ajute a scăpa de iasma de zmeu. Ajunseră cu noroc la țărm când, ce să vezi, drăcoaica de muma zmeului, cum auzi de la roabe că pe Ileana Sânziana o furase un neguțător și fugea cu dânsa, cu corăbile, se luă după ei. Și ajungând la țărm, o văzură venind după dânsii ca o leoaică, cu o falcă în cer și una în pământ, și aruncând văpaie din gura ei ca dintr-un cuptor. Cum o văzu Ileana Sânziana, înțelese că e zgripțuroaica de muma zmeului, spuse neguțătorului cu care era călare pe Galben de Soare și începu a plânge cu foc. Fata împăratului întrebă pe Galben de Soare ce să facă, că o dogorește văpaia ce iese din gura zmeoaicii, iar Galben de Soare îi răspunse: Bagă mâna în urechea mea cea stângă, descoate gresia ce este acolo și o aruncă înapoi. Așa a făcut fata împăratului. Apoi o luară iute la picior, pe când în urma lor se înălță deodată un munte de piatră care atingea cerul. Muma zmeului făcu ce făcu și trecu muntele, cățărându-se din colț în colț și să te ții după dânsii.
Văzând Ileana Sânziana că iar era să-i ajungă, spuse neguțătorului. Iar acesta, după ce se înțelese cu calul, scoase din urechea lui cea dreaptă o perie și o aruncă înapoi. Îndată se făcu o pădure mare și deasă, de nu putea să treacă prin ea nici pui de fiar. Muma zmeului, roase din copaci, se agăță de ramuri, sări din vârf în vârf, se strecură și tot după dânsii, alergând ca un vârtej. Dacă văzură că și de asta dată umblă să-i ajungă, fata împăratului întrebă iară pe cal ce să facă. Și acesta îi zise să ia inelul de logodnă ce se află în degetul Ilenei Sânzianei și să-l arunce înapoi. Cum aruncă inelul, se făcu un zid de cremene până la cer. Muma zmeului, dacă văzu că nu poate urca pe dânsul și să treacă dincolo, nici să roază din acest zid, nu mai putea de ciudă. Și cum era de cătrănită și amărâtă, se urcă și ajunse cu gura la gaura ce lăsase inelul să rămână și suflă văpaie din gura ei cea spurcată cale de 3 ceasuri ca să-i ajungă și să-i pârjolească. Dar ei se așezară jos la rădăcina zidului și nu le păsa nimic de focul smeoaicei. Smeoaica suflă ce suflă și, dacă văzu că nu poate să-i prăpădească, nici să pună mâna pe dânsii, plezni fierea întrânsa de necaz, căzu și crăpă ca necuratul. Iar ei așteptară până să moară bine, apoi neguțătorul băgă degetul în gaura inelului după cum îl învățase galben de soare și zidul pieri ca și cum n-ar mai fi fost și rămase inelul în deget. După ce se uitară la stârvul smeoaicei și făcură haz de dânsul, îl lăsară corbilor și porniră mai departe. Și merseră și merseră până ce ajunse la curtea împărătească. Ajungând, se înfățișară la împăratul. Acesta a primit cu multă cinste pe Ileana Sânziana. El nu mai putea de bucurie și se îndrăgosti de dânsa de cum o văzu. Iar Ileana Sânziana se căina și se întrista în sufletul ei, că n-avea triște. Cum se poate, zicea ea, ca să ajungă pe mâinile unora și altora, pe care nu putea să-i vază de urât ce erau? Inima și ochii ei erau tot la fătul frumos care o scăpase din mâna smeului. Când însă osili împăratul ca să se cunune cu el, ea îi zise, luminate împărate, să-ți stăpânești împărăția cu noroc, dar eu nu mă pot mărita până ce nu mi s-o aduce Herchelia de iepe cu armăsarul ei cu tot. Auzind astfel împăratul, chemă îndată pe fata de împărat și îi zise, să te duci să-mi aduci Herchelia de iepe cu armăsarul ei cu tot, a iubitei mele, căci de nu unde-ți stau picioarele îți va sta și cap. Preamărite împărate, m-ai însărcinat cu o slujbă care abia am săvârșit-o, fiindu-l capul în joc. Ai la curtea măriei tale atâția viteji fii de împărați. Și fiindcă toți te țin de om drept și cu frica lui Dumnezeu, eu socotesc că ar fi cu dreptul ca să dai la altul această slujbă. Ce mă știu eu face și de unde să-ți aduc eu Herghelia ce-mi poruncești? Nu știu eu. Din pământ, din iarbă verde, să te duci să-mi aduci Herghelia și să nu îndrăznești a mai zice nicio vorbă măcar. Atunci fata împăratului se închină și ieși. Ea se duse de spuse lui galben de soare ceea ce îi se poruncise, iar calul îi răspunse, du-te de caută 9 piei de bivol să le cătrănești, să le așezi bine pe mine. Nu te teme că, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei scoate-o la căpătâi bun și slujba cu care te-a împovărat împăratul. Dar trebuie să știi că cu amar are să-i vină și lui la urma urmelor pentru faptele sale. Fata împăratului făcu precum îi zisese calul și porniră amândoi. După o cale lungă și grea, ajunseră pe tărâmul unde pășteau iepele. Acolo se întâlni cu zmeul care furase pe Ileana Sânziana, rătăcind ca un dezmetic și neștiind cum să facă ca să aducă Herghelia.
îi spuse că Ileana nu mai este a lui și că măsa crăpase de necaz pentru că nu putuse să-i scape de la răpitor pe iubita lui. Auzind zmeul aceasta, se făcu foc și pară de mânie, se tulbură de necaz și nu mai vedea înaintea ochilor. Apoi, după ce înțelese că are de-a face tocmai cu răpitorul iubitei sale, își pierdu cumpătul de supărare și amărăciune și, răcnind ca un leu, se luă la luptă cu fata împăratului care își ținea firea și pe care o îmbărbăta calul. Pe fata împăratului oferea calul de loviturile zmeului, căci când vedea că ridică sabia să dea, odată se ridica mai sus decât zmeul și îl da în vânt. Iar când aducea fata paloșul, calul se lăsa repede asupra calului zmeului și ea da în carne vie. După ce se luptară cât se luptară, de credeai că o să se scufunde pământul sub ei, nu știu cum îi veni bine fetei împăratului, aduse paloșul cam pieziș și reteză capul. Apoi, lăsând stârvul ciorilor și coțofenilor, se duseră până ajunseră la locul unde se afla Hergelia. Aici, calul zise fetei de împărat să se urce ea într-un pom ce era acolo și să privească la lupta lor. După ce se urcă fata în pom, necheză galben de soare de 3 ori și toată Hergelia de iepe se adună împrejurul lui. Apoi, deodată se arătă și armăsarul iepelor, plin de spume și sfărăind de mânie. Și văzând pe galben de soare în mijlocul iepelor, se repezi la dânsul cu turbare și se încinse o luptă de să te ferească Dumnezeu. Când se dă armăsarul la galben de soare, mușca din pieile de bivol, iar când se dă acesta la armăsar, mușca din carne vie. Și se bătură, până ce armăsarul, sfâșiat, hărtănit de sus până jos și plin de sânge, fu răzbit și biruit. Iar galben de soare scăpase teafăr, fiindcă se hărtăniseră doar pieile de bivol. Atunci se dete fata jos din pom, încălecă și luară Hergelia, mânând-o de dinapoi, iar armăsarul abia se târa după dânsa. După ce băgă Hergelia în curtea împăratului, se duse de lânștiință. Atunci ieși Ileana Sânziana și le chemă pe nume. Armăsarul, cum îi auzi glasul, îndată se scutură și se făcu ca întâi, fără să se cunoască semn de rane pe el. Ileana Sânziana zise împăratului să pună pe cineva să-i mulgă iepele, ca să se îmbăieze amândoi. Dar cine putea să se apropie de ele, că zvârleau din copite de zvânta unde loveau? Dacă nimeni nu putu, împăratul porunci iarăși fete de împărat să le mulgă. Fata împăratului, cu inima zdrobită de mâhnire și obidă că tot pe dânsa o punea la lucrurile cele mai grele și fiind curată în cugetul ei, se rugă la Dumnezeu cu credință ca să o ajute să sfârșească cu bine și slujba aceasta. Și unde începu o ploaie de alea, de părea că toarnă cu găleata, și îndată ajunse apa până la genunchile iepelor, apoi dete un îngheț de nu se mai puteau mișca din loc. Văzând minunea aceasta, fata împăratului mai întâi mulțumi lui Dumnezeu pentru ajutorul cei dete, apoi se puse de mulse iepele. Împăratul se topea de dragoste pentru Ileana Sânziana și se uita la dânsa ca la un cireș copt. Dar ea nici nu-l băga în seamă, ci tot da zi după zi cu fel de fel de vorbe a se cununa. În cele din urmă îi zise: „Văz, luminate împărate, că tot ce am cerut mi s-a împlinit. Un lucru ne mai trebuie și apoi să știi că ne vom cununa.” „Porumbița mea,” îi răspunse împăratul, „împărăția mea și eu suntem supuși ascultători ai poruncilor tale. Cere ce mai ai de cerut cu un ceas mai curând, că iată, mă sfârșesc de dragoste pentru tine. Am ajuns ca un năuc, visez deștept, nu mai știu ce fac când mă uit la ochii tăi cei frumoși și tânjitori.” „Dacă este așa,”
mai zise Ileana Sânziana, să-mi aduci vasul cu botez care se păstrează într-o bisericuță de peste apa Iordanului și atunci ne vom cununa. Cum auzi împăratul aceasta, chemă iarăși pe fata împăratului și îi porunci să facă ce-o face și cum va știa să-i aducă ceea ce poruncise Ileana Sânziană. Fata de împărat, cum auzi, se duse de spuse lui Galben de Soare și el îi răspunse: aceasta este cea din urmă și cea mai grea slujbă ce mai ai să faci. Ai însă nădejde în Dumnezeu, stăpână, căci și împăratului i s-a împlinit. Se gătiră și plecară. Calul știa de toate astea, căci nu era el năzdrăvan de florile mărului. El spuse fetei împăratului, zicând: acel vas cu botez se află pe o masă în mijlocul unei bisericuțe și îl păzesc niște călugărițe. Ele nu dorm nici zi, nici noapte. Din când în când însă un pusnic vine pe la ele de le povățuiește cele sfinte pentru Domnul. Când sunt la ascultare de le învață pusnicul, rămâne numai una de pândă. De-am putea nimeri la vremea aceea, tocmai bine ar fi. De nu, cine știe cât avem a zăbovi, căci altfel nu e chip. Se duseră deci, trecură apa Iordanului și ajunseră la cea bisericuță. Noroc că tocmai atunci sosise pusnicul și chemase pe toate călugărițele la ascultare. Numai una rămăsese de pază și aceasta, obosită fiind de șederea îndelungată, o prinse somnul. Ca să nu se întâmple însă cine știe ce, ea se culcă pe pragul ușii cu gând că n-o să poată nimeni intra fără să simtă ea. Galben de Soare povățui pe fata de împărat cum să facă ca să pună mâna pe vasul cu botez. Fata se duse binișor, se strecură pe lângă zid și pâș-pâș în vârful degetelor până la ușă. Aici, odată sări ca o pisică de ușoară peste prag, de nici nu atinse pe călugărița pe care o furase somnul și, punând mâna pe vas, ieși cum a intrat, încălecă pe cal și paiște drumul. Călugărița simții, sări odată în sus și, văzând că lipsește vasul, începu a se boci de ți se rupeau rărunchii de milă. Îndată se adunară călugărițele și se văicăreau de focul ce le ajunsese. Pusnicul, dacă văzu că s-a spălat pe mâini de vasul cu botez, cătă către fata de împărat cum zbura cu Galben de Soare și, ridicând mâinile în sus și îngenunchind, o blestemă zicând: Doamne, Doamne sfinte, fă ca nelegiuitul care a cutezat să pună mâna lui pângărită pe sfântul vas cu botez să se facă muiere de va fi bărbat, iar de va fi muiere să se facă bărbat. Și îndată rugăciunea pusnicului se ascultă. Fata împăratului se făcu un flăcău de ți era dragă lumea să te uiți la el. Cum ajunse la împăratul, se miră și nu știa ce să creează ochilor săi, băgând de seamă că se schimbase. Lui se părea că nu mai este cum era la plecare, ci că acum e mai chipe și mai semeț. Cum de te vasul, zise: mărite împărate, ți-am făcut slujbele cu care m-ai însărcinat. Socotesc că acum am sfârșit. Fii fericit și domnește cu pace cât mila Domnului va voi. Sunt mulțumit de slujbele tale, zise împăratul. Să știi că după moartea mea, tu ai să te urci pe scaunul împărăției mele, fiindcă eu n-am moștenitor până acum. Iar dacă Dumnezeu îmi va da un fiu, tu vei fi mâna lui cea dreaptă. Toți sfetnicii și fiii de împărați erau de față când a zis împăratul vorbele acestea. Ileana Sânziana, dacă văzu că îi se împlini și asta voință, se hotărâ să-și răzbune asupra împăratului, pentru că trimise tot pe făt frumosul ei la toate slujbele cele grele care puteau să-l răpună, căci ea credea că însuși împăratul se va duce să-i aducă vasul cu botez, fiindcă el putea mai lesne să o facă, de vreme ce toți se supuneau la porunca lui. Ea porunci să încălzească baia și împreună cu împăratul să se îmbăieze în laptele iepelor ei.
După ce intră în baie, porunci să-i aducă armăsarul ca să sufle aer răcoros. Și dacă veni, armăsarul suflă cu o nară înspre dânsa răcoare, iar cu altă nară înspre împăratul aer înfocat, încât fierse și mațele din trânsul și rămase mort pe loc. Mare vâlvă se făcu în împărăție când se auzi de moartea împăratului celui mare și tare. Toți din toate părțile se adunară și făcură o înmormântare de alea împărăteștile. După aceasta, zise Ileana Sânziana fătului frumos: tu m-ai adus aici, tu mi-ai adus hergelia, tu ai omorât pe zmeul care mă furase, tu mi-ai adus vasul cu botez, tu să-mi fii bărbat. Hai să ne îmbăiem și să ne cununăm. Eu te voi lua dacă tu mă alegi, răspunse făt frumos, dar să știi că în casa noastră voi ca să se cânte cocoșul, iar nu găina. Se învoiră și intrară în baie. Ileana chemă armăsarul ei ca să încropească laptele în care se vor îmbăia. Chemă și împăratul cel nou pe galben de soare. Și astfel, amândoi caii se întreceau care de care să facă baia mai potrivită de caldă stăpânului său și mai nimerit de îngropită. După ce s-au îmbăiat, a doua zi s-au și cununat. Apoi s-au urcat în scaunul împărăției. 3 săptămâni ținură veseliile și toată lumea se bucura că le-a dat Dumnezeu un împărat așa de viteaz, care făcuse atâtea isprăvi. Iar el, domni cu dreptate și cu frica lui Dumnezeu, ocrotind pe săraci și neasuprind pe nimeni, și domnesc și în ziua de astăzi de n-or fi murit. Eram și eu pe acolo și căscam gura pe din afară, pe la toate sărbările, căci nici pomeneală nu era să fiu și eu poftit. Și apoi se știe că nepoftitul scaun n-are. Și încă le cai pe așa, și vă spusei dumneavoastră povestea așa.